Cartea audio, împreună lucrători cu Dumnezeu, de Traian Dors. Mucitor vrednic. Marea credință a cuiva se vede în lucrurile mici cel mai bine. Marile stânci sunt formate din nisipul mic, lipit unul de altul. Iar marile caractere au fost acelea care au știut să facă fiecare lucru mic cu o grijă mare și cu un respect sfânt. Mântuitorul a spus cu gura sa sfântă aceste nemuritoare adevăruri. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Luca, capitolul 16, versetele de la 10 până la 12. În viața noastră de fiecare zi, multe sunt lucrurile pe care trebuie să le facem și nu toate sunt nici de durată lungă, nici de însemnătate mare. Dar un om care are conștiința răspunderii fiecărui act al său nu-și permite să facă cu nebăgare de seamă chiar niciunul din lucrurile pe care le face. Mintea lui trează de valoare fiecărei lucrări pe care o înfăptuiește. Dacă nu-i nevoie, nu face niciun lucru numai pentru a se afla în treabă. Dar dacă e nevoie să fie făcut, atunci el știe că trebuie făcut cel mai bine. Un cui, dacă trebuie bătut undeva, trebuie nu oriunde, ci exact acolo unde este cel mai potrivit loc pentru el. Nu va fi bătut oricum, ci exact așa cum e cel mai bine. Bineînțeles că acesta este un exemplu, dar de aici, de la cel mai mic lucru, pornesc toate. Iar cine se deprinde a fi în felul acesta în lucrurile sale, nu va putea fi altfel nici în lucrurile altuia. Cine s-a obișnuit să-și facă o problemă de conștiință din fiecare act al vieții lui, acela nu va putea face nicăieri și nimic decât așa cum se știe și se poate cel mai bine și cum se cere cel mai frumos, fie că-l vede cineva, fie că nu-l vede, fie că primește pentru aceasta o plată corespunzătoare, fie că nu, fie că lucrează unui mulțumitor, fie că lucrează unui nemulțumit. Iată, aici am ajuns la adevăratul fel de a fi al unui muncitor, care este credincios în Domnul Iisus. Munca este un act divin. Dumnezeu însuși lucrează, Ioan capitolul 5, versetul 17. Hristos lucrează, Ioan capitolul 9, versetul 4. Duhul Sfânt lucrează, 1 Corinteni capitolul 12, versetul 11. Cuvântul lucrează, Evrei capitolul 4, versetul 12. Și toate aceste lucrări sunt desăvârșite. Iată gândul care trebuie să ne însuflețească și pe noi, care suntem, dacă suntem, împreună lucrători cu Dumnezeu. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Iacov, capitolul 4, versetul 17 și Luca, capitolul 12, versetul 47. Munca noastră este pâinea noastră. Și după cum pâinea este sfântă și munca trebuie socotită la fel. Încă din copilărie, noi am fost crescuți de părinții noștri în credința că pâinea este ceva sfânt, că dacă o calci în picioare sau umbli neatent cu ea, faci un păcat de moarte. Față de muncă, noi tot așa am fost învățați. N-am început niciodată niciun fel de muncă decât cu rugăciune, cerând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot lucrul mâinilor noastre. Acum trebuie să facem aceasta cu atât mai mult. Privind actul muncii în întregime, ca pe un act sfânt, ca pe o rugăciune, tot așa privim și fiecare părticică a ei. Și cum știm că rugăciunea nu se poate face oricum, tot așa gândim și despre muncă. De aceea, frate, dacă vrei să fii cu adevărat credincios, înalță munca ta până la nivelul rugăciunii și al pâinii pe masa ta. Și fă-o în întregime, oriunde, oricând și de orice fel ar fi ea, numai în acest fel. Dar de la cel dintâi minut
până la cel din urmă al ei, în fața lui Hristos, pentru ochii lui Hristos, pentru plata și dragostea lui Hristos. Atunci vei fi cu adevărat vrednic de Dumnezeu și cinstit de oameni. Slavă veșnică ție, Dumnezeul nostru, ziditorul și creatorul tuturor celor văzute și al celor nevăzute. Slavă ție, celui ale cărui mâini lucrează atât de mult și atât de frumos. Te rugăm, ajută-ne pe fiecare din lucrătorii tăi să luăm pildă de la tine și în orice loc de muncă am fi puși, mâinile noastre să se deprindă a lucra cu dragoste, cu spor și frumusețe tot ceea ce trebuie să iasă din ele pentru tine, pentru semenii noștri și pentru cei ce au nevoie de lucrul nostru. Trezește în fiecare om care muncește conștiința datoriei și a răspunderii pentru orice moment și pentru orice părticică a muncii sale, ca să-și dea toate silințele să câștige nu numai priceperea, dar și evlavia pentru tot ce muncește. Amin. Curaj, trudit semănător, nu deznădăjdui pe cale, oricât de greu e al tău ogor, sporește-ți râvna muncii tale. Împrăștie-ți tot mai cu avânt, sămânța bună și curată, pe ploi, pe arșițe și vânt, cu o încredere nezdruncinată. Chiar dacă-i prea mult loc pietros, sau spinii vezi crescând prea tare, sau corbi prea mulți strângând folos, tu seamănă fără încetare, căci semănând neobosit, pierind ce-i rânduit pieirii, va crește rodul însutit al harului și al mântuirii. Chiar dacă arunci sămânța ta scăldată în lacrimi și în sudoare, trudit semănător, nu sta, destul e mâine sărbătoare, căci nu va fi mai minunat și în cer cunună mai slăvită ca pentru cel ce a semănat cu mâna mai bătătorită. Cel mai cumplit blestem. Un necredincios întrebă odată: ce fel de blestem a fost acela pe care Dumnezeu l-a dat șarpelui când a fost alungat din rai și tu să te hrănești cu țărână? Mie îmi pare că n-a fost blestem deloc. Bărbatul a fost blestemat cu munca, femeia cu durerea, dar șarpelui, chiar celui mai vinovat, în loc să fie osândit cel mai greu, nu i s-a dat nicio pedeapsă. Căci pământ află el oriunde să mănânce și târâtul pe jos nu cere nicio osteneală. Dar un credincios i-a răspuns zicând: de om, Dumnezeu n-a vrut să se despartă niciodată. Bărbatului s-a dat munca, pentru ca fiindu-i greu, el să ceară ajutorul lui Dumnezeu, iar după izbândă să-i mulțumească. Femeii i-a dat durerile și teama, pentru ca temându-se să ceară ajutorul lui Dumnezeu, iar după izbăvire să-i mulțumească. Dar șarpelui, pentru că el a fost cauza răului tuturor, i s-a dat totul, tocmai pentru că Dumnezeu n-a vrut să mai aibă nicio legătură cu el. Să nu mai vină niciodată în fața lui Dumnezeu, să n-aibă nevoie să-i mai ceară nimic lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare blestem. Celor credincioși, Dumnezeu le rânduiește munca grea, viața aspră și adesea multe suferințe, pentru ca mereu să vină în fața Lui și mereu să țină legătura cu El prin aceasta. Dar celor răi le-a dat de toate ca nici măcar să n-aibă nevoie de rugăciune și de credință. De aceea, ei trăind în îmbuibare, n-au nici credință, nici rugăciune, nici Dumnezeu. Vai, acesta este însă cel mai cumplit blestem. Un creștin adevărat, oriunde este angajat să facă un lucru, nu-l va face niciodată de mântuială, nici de teama supravegherii, ci îl va face cu hărnicie, socotindu-se un angajat al Domnului, unul care lucrează pentru Domnul. Un ostaș al Domnului va lucra oriunde și orice, din toată inima,
ca pentru Domnul. Creștinul biblic este un om harnic, un om care își câștigă pâinea și traiul vieții sale prin muncă cinstită. Din lene se naște hoția, adică furarea muncii altuia. Hoția trăiește numai între oamenii leneși, acolo unde lipsește Biblia și este prezent păcatul. Dacă lenea trupească este o rușine și un păcat, apoi lenea duhovnicească, lenea de a merge la biserică și la adunare, lenea de a cerceta Biblia și pe frați, lenea de a lucra pentru Domnul și pentru Evanghelie, lenea din care umbli să furi suflete câștigate de-a gata de alții, este o rușine și un păcat și mai mare. Părintele Iosif Trifa. Ce spun sfinții noștri părinți? Dumnezeu a creat pe om pentru muncă. Pentru aceasta i-a dat mădularele necesare. Deci omul cel leneș și trândav se abate de la rânduiala lui Dumnezeu și de la scopul pentru care a fost creat de El. Nu este cu putință să mântui acela care mai lenevește chiar și după ce a primit credința, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine este leneș în cele mici, nu va putea înainta nici în cele mari, Sfântul Vasile cel Mare. Lenea este pierzarea sufletului și poate face spre pierzare mai mult decât demonii, Sfântul Ioan Scărarul. Dacă nu muncește cineva, acela nu-L are în el pe Hristos, pentru că Hristos a spus: Tatăl meu lucrează, iar eu de asemenea lucrez. Cine este un leneș în cele duhovnicești, este un fiu al pierzării. Ava Ilie. Când munca mea se va sfârși, mergând spre odihnire, ce fericit voi auzi duioasa ta poftire. Când ostenit îmi voi culca spre tine fruntea rece, ce fericit odihna ta asupra mea va trece. Când fără griji voi adormi spre mâine dimineață, ce fericit mă va păzi a păcii tale față. În marele învierii ceas din a odihnei lume, ce fericit doritu-ți glas mă va chema pe nume. O scump și prea iubit Iisus, cât harul tău mă ține, ce fericit și ce supus mi-e Duhul meu în tine. Ce fericit și încrezător în tine-s pe vecie, pot să trăiesc și pot să mor cu aceeași bucurie.